Salutare, prieteni! Astăzi o să facem împreună conopidă murată pentru iarnă la Baie Marie. Conopida este foarte bună, foarte gustoasă, va ieși crocantă, foarte puțin picantă și putem să o ținem în cămară chiar și un an de zile. Haideți să vedem rețeta împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi o să facem împreună o bunătate de murătură pentru iarnă, conopidă murată. Conopida va ieși crocantă și un pic de tot picantă, nu va ieși acră absolut deloc și va fi o bunătate de murătură ce putem să o servim iarna cu o friptură sau cu alte bunătățuri și putem să o păstrăm în cămară până la un an de zile, poate și mai mult dacă o facem cum trebuie și dacă avem o cămară mai răcoroasă. După ce este gata, după o săptămână, putem deja să o servim. Acum haideți să vedem ingredientele. Eu am avut de fapt aproape 2 kg de conopidă, care am spălat-o foarte bine, am curățat-o și am desfăcut-o în puchețele mărunte, mici, ca să intre bine în borcan. Mai avem nevoie de oțet, eu folosesc oțet de nouă pentru murături. Mai avem nevoie de zahăr care îl consumăm noi de obicei în casă, foi de dafin sau frunze de dafin, sare mare grungioasă pentru murături, boabe de muștar și de piper negru, 2 morcovi curățați și tăiați, rondele și de mărar uscat. Mărarul și este opțional dacă vreți să puneți și apă, o să folosim apă rece de la robinet pentru că o să punem după aia la Baie Marie. La fiecare borcan punem 50 de ml de oțet până la dunga de jos. Așa o să facem cu toate borcanele. O să punem la fiecare 50 de ml sau vă uitați la dunga de jos de la borcan și acolo știți deja că este 50 de ml. O lingură rasă de zahăr la fiecare borcan o să punem, eu o să vă zic pe fiecare borcan pentru că eu am pus în parte pe fiecare, la fiecare borcan. După aia o să punem o linguriță rasă de sare mare de murături. Eu acum am luat o linguriță înainte când am pus zahărul, am avut o lingură. Jumătate de linguriță sau aproximativ jumătate de linguriță de boabe de piper negru, tot așa la fiecare borcan. Jumătate de linguriță de muștar. Câte o frunză de dafin sau dacă în caz că frunzele sunt rupte, atunci puteți să puneți 2 frunze de dafin și un pic de mărar uscat. Nu o să punem mult mărar pentru că o să mai punem și deasupra. Dacă în caz că vreți, mai puteți să puneți și ardei gras, fie că e roșu, că e galben, că e verde, puteți să puneți. Amestecați un pic borcanul și după aia începem să punem conopida. Conopida tăiată bucățele mici, o punem în borcan și încercăm să o apăsăm mai tare ca să fie bine presată în borcan. După aia o să punem și rondelele mici de morcov care le-am tăiat frumos așa pe marginea borcanului ca să dăm un aspect frumos borcanului și mai puteți să puneți pentru o culoare roz frumoasă, plăcută la conopidă, mai puteți să puneți un pic de sfeclă roșie sau varză roșie. Eu din păcate nu am, așa că nu am pus și deasupra la fiecare borcan punem câte un bețișor de mărar. Cam așa arată borcanele după ce am terminat toate de pus. Acum luăm o oală mai mare, închepătoare, punem un prosop sau o cârpă ce avem noi jos în oală și acum o să punem imediat și toate borcanele la Baie Marie, la sterilizat imediat. Înainte de aia o să punem apă să umplem borcanele până
aproape sus, dar mai lăsăm spațiu, adică nu punem chiar așa pline borcanele, pentru că mai trebuie un pic de tot gol până acolo la gura borcanului. O să punem apă, apă rece de robinet, nu necesită apă caldă. După ce am terminat de pus apă la toate borcanele, închidem bine borcanele. Ia uitați ce bine arată borcanele noastre de murături pentru iarnă. Chiar arată foarte, foarte bine. Închidem bine borcanele și o să le așezăm frumos în oală. Avem grijă să nu stea chiar unul între altul, pentru că se pot, dacă când fierbe apa, atunci se pot sparge. Le lăsăm un pic distanță. Mie nu mi-au intrat într-o oală toate, pentru că am avut 6 borcane și aici mi-au intrat doar 4, așa că am pus 2 oale pe foc. Băgăm tot prosopul în jos ca să umplem bine oala, ca să nu miște borcanele când începe să fiarbă apa, și umplem toată oala cu apă până sus la gura borcanului. După ce am umplut oala cu apă, evident cu apă rece, o punem pe foc ca să fiarbă. Ia uitați ce bine arată, vedeți, am pus apă până sus la gura borcanului și o punem pe foc ca să fiarbă. Și aici trebuie să ne uităm după ceas de când începe să fiarbă apa, o lăsăm să fiarbă timp de 20 de minute, cam între 15-20 de minute, eu am lăsat 20 de minute, ia uitați ce bine fierbe. Și o lăsăm așa să fiarbă. Pe oala din spate am pus un capac pentru că nu mi-a ajuns până sus de tot apa la borcane, așa că am pus un capac. După ce au fiert borcanele, oprim aragazul, le acoperim cu un prosop mare și le lăsăm să se răcească ușor, încet, în apa fierbinte care este. Eu l-am lăsat, am făcut seara și l-am lăsat până a doua zi ca să se răcească singure, încet. Ia uitați cât de bine arată, și aceasta este sterilizarea la baie marie. A doua zi dimineața, dragi prieteni, am scos borcanele din apă, le-am șters și ia uitați cât de bine arată, bunătate de conopidă murată. Abia așteptăm ca să o savurăm cu o friptură sau cu ceva pe lângă. Arată foarte bine și se poate servi acum, imediat după ce s-a răcit, dar mai ideal este să o servim după o săptămână, pentru că atunci au intrat toate aromele înuntru, toate aromele de la toate condimentele și oțetul care noi le-am pus și morcovii, pentru că mai trebuie să punem ceva pe lângă conopidă, că conopida nu este atât de tare aromată și atunci am mai venit cu niște arome de condimente sau, cum v-am zis, de ardei, puteți să mai spuneți feclă roșie sau chiar varză roșie ca să fac un pic mai roze. Arată foarte bine, se păstrează până la un an de zile în cămară, chiar și mai mult. Este ideal acum pe sezonul de iarnă, sezonul rece. Sper că v-a plăcut, dragii mei, rețeta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un comentariu să spuneți ce părere aveți, dacă vă place și cum puneți voi conopida. Nu uitați, dragii mei, de like, de un comentariu, puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, pe noi ne ajută foarte mult.